Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Trifai și începe emisiunea Aproape 40 de întrebări. Iată regulile. Îi voi adresa invitatului meu aproape 40 de întrebări, cred că 4 sau 5, iar el va avea timp la dispoziție cât am eu chef să răspundă. Invitatul are dreptul să refuze să răspundă la întrebare, dar dracul mai cheamă după aia. Pe tot parcursul emisiunii voi vorbi cu vocea asta de parcă am un bătrân încins pe amigdale. Haideți să începem. Invitatul meu din această seară este nimeni altul decât președintele României, domnul Klaus Iohannis. Bună seara, domnule președinte. Bună seara, dragă româncă! Haideți să dăm startul maratonului celor aproape 40 de întrebări. Domnule Iohannis, sunteți cel mai important om din țară. Aveți de-a face zilnic cu așteptările milioanelor de cetățeni pe care îi conduceți. Totuși suntem curioși cum reușiți să treceți peste mesajele negative venite din partea oamenilor. Urmează întrebarea. Domnule Iohannis, când vine vorba de femei, ce preferați? Cur sau țâțea? Nu pot să cred că mă întrebați așa ceva. Mă iertați, dacă e prea mult, putem trece la următoarea. Evident că prima variantă. Deci cur. Am avut parte mereu de amândouă. Să înțeleg că orice femeie ar fi fost lângă dumneavoastră, le avea pe amândouă. Nu, când una, când alta. Niciodată combo. Dar le-am avut pe amândouă pe rând. Însă dacă îmi dă Dumnezeu Mădălina Ghenea... Mulțumesc. Mergem mai departe. Despre viața dumneavoastră dinainte de președinție nu se cunosc prea multe. Știm doar că ați fost primar și înainte de asta profesor de fizică. Ați ales să păstrați discreția și să nu vorbiți foarte mult despre asta. Am vrea să aflăm mai multe despre parcursul dumneavoastră în viață. Urmează întrebarea. Ce ascultați cel mai mult, domnule Iohannis? Abitalent sau Five Gang? Foarte logică legătura între ce ați spus înainte și întrebare. Logica este punctul meu forte, domnule Iohannis. Atunci nu vreau să știu punctul neforte al dumneavoastră. Răspunsul meu este nici Abitalent, nici Five Gang. Era o întrebare capcană, bănuiam că nu ascultați genul. Îl prefer pe Nane. În momentul ăsta îi bate la fundul gol pe toți. Și în timpul liber mai ascult și Vlăduța Lupău și Armin. Nicoră. Nu Van Buren. Mulțumesc. Continuăm. De-a lungul timpului ați impresionat cu prestanța dumneavoastră și mulți oameni au apreciat ținutele pe care le-ați ales. Ați declarat că nu haina îl face pe om, dar totuși n-ați neglijat niciodată acest aspect. Urmează întrebarea. Domnule Iohannis, sunteți ceea ce Dana Budeanu declara a fi un fătălău care se-i pilează pe picioare? Niciodată. Întotdeauna am fost atent la cum mă comport în funcție de ceea ce spune doamna Budeanu. E un reper în România și trebuie luată ca atare. Am mai făcut greșeli politice, dar niciodată greșeli din cele enunțate de dânsa. Nu vreau să apar la rubrica mafioți și amețite. Mulțumesc. În schimb mă epilez pe mâini. Prea multe detalii. Și pe piept. Bine de știut. Și în alte zone. Am înțeles ideea, am stabilit de la început că timpul de răspuns este cât am eu chef. Mergem mai departe cu maratonul întrebărilor. Ați declarat într-un interviu pentru New York Times că în economia românească e nevoie de reguli mai puține și mai simple. Am vrea să știm la ce vă referiți mai exact. Urmează întrebarea. Domnule Iohannis, ce tatuaj v-ați face pe brațul acela musculos pe care l-am văzut la vaccinare? Am avut o perioadă în care am vrut să-mi tatuez o sirenă cu corpul Angelei Merkel. Mi-am dat seama că cel mai tare mă reprezintă replica "Eu nu pot Kivanuk PSD". Așa că pe asta mi-aș tatua-o. Iar pe restul de braț rămas, pentru că ați văzut și dumneavoastră că e foarte mare, mi-aș tatua "Make Denis Rifai Asistentă TV". Pentru că aveți întrebări pe care doar o asistentă TV le-ar putea concepe. Nici dumneavoastră nu sunteți genial pe răspunsuri, domnule Iohannis. Eu mi-aș face tatuaj cu Make Iohannis, șef de Consiliul Județean, pentru că acolo vă potriviți. Scutiți-mă de morala asta de tânără cu costume de babă care merge la biserică să-i judece pe alții. Ia uite cine s-a găsit să râdă, omul care poartă aceeași cravată de 6 ani de zile. Ați spălat-o vreodată, domnule Iohannis? Hai, plimbă ursul. Știți ceva? Hai, sictir. Mulțumesc. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii Aproape 40 de întrebări. Săptămâna următoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și, promit, cu noi întrebări.
Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Ești liber în weekend? Da. Te scot la un cico? Credeam că nu mă mai întrebați, domnule președinte.